Bună tuturor, sunt Ales Căciuloiu și astăzi vreau să vorbesc despre o carte pe care am avut ocazia să o citesc și chiar să o studiez în ultimele săptămâni. Este vorba de terapia EMDR și psihologia somatică. Este o carte pe care o găsesc foarte potrivit atât pentru psihologii care lucrează cu PTSD, CPTSD și tulburări de atașament, dar și pentru clienții acestora. Dacă o să aveți ocazia să o parcurgeți, o să găsiți în ea o serie de exerciții extrem de practice care îi pot ajuta pe terapeuți atât în timpul protocolului EMDR în cabinet, cât și pe clienți acasă, ca și teme pentru ei înșiși. O să vedeți că focusul acestei cărți este mai degrabă pe partea de psihologie somatică și modul în care aceasta se îmbie foarte frumos cu terapia EMDR în cadrul protocolului de 8 etape. O să găsiți focusuri foarte puternice pe conștientizarea corporală, reglare corporală și, bineînțeles, un lucru extrem de important în terapia traumei și anume reglarea sentimentului de siguranță în propriul corp. O să vedeți o multitudine de exerciții, poate unele vor funcționa mai bine pentru voi decât altele. Vă invit să cumpărați cartea, să o citiți cu atenție și să o aplicați atât ca și specialiști în domeniu, cât și ca și clienți în confortul casei voastre. Și abia aștept să spuneți ce părere ați avut despre ea.